În România, în ultimele 24 de ore, au fost raportate 2700 de cazuri noi de COVID-19 din 30.000 de teste efectuate, cu o rată de infectare de 9,1%. Alți 74 de români au murit după ce s-au infectat cu coronavirus, iar la terapie intensivă sunt internați 997 de pacienți. Până astăzi, în România, au fost confirmate 706.475 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 646.000 de pacienți au fost declarați vindecați, iar 17.628 de persoane diagnosticate cu această infecție au decedat în țara vecină.